pe psihologic și așa cum v-ați obișnuit și din punct de vedere spiritual. Da? Asta înseamnă că vom discuta și legat de relația noastră cu Dumnezeu și vom vedea că sunt lucruri care Dumnezeu nu le poate face, doar noi le putem face. Iar șantajul emoțional este unul din acele lucruri. Le-aș ruga pe Alexandru să pună materialul care îl vom avea în această seară de parcurs, da? Șantajul emoțional. Am scris câteva lucruri care le discutăm. Și cei care puteți să vedeți, le veți vedea. Ceilalți le veți auzi. Important este că le vom discuta împreună. Bun, și primul lucru care eu l-am scris aici, am încercat să spun câteva lucruri ce înseamnă șantajul emoțional. Și am spus așa, este un sistem de acțiuni mentale. De ce mentale? Pentru că de cele mai multe ori nu e ceva conștient. Nu ne propunem să șantajăm. Și cu toate astea se întâmplă. Da? Deci este un sistem de acțiuni mentale, inconștient, prin care o persoană apropiată încearcă să ne modifice comportamentul sau deciziile, deși noi nu ne dorim și nu suntem de acord cu acest lucru. Relațiile sunt obligațiuni emoționale pe care oamenii le împărtășesc unii față de ceilalți. Aceasta oferă o anumită legătură între indivizi. Atunci când o persoană abuzează de această legătură, relația devine abuzivă din punct de vedere emoțional. Ce înseamnă asta? Noi tot timpul avem un schimb. Tot timpul dăruim ceva și primim ceva prin intermediul relațiilor interumane, de care avem cu toții mare nevoie, da? Și prin intermediul acestor relații se creează un atașament între noi și oameni. Asta înseamnă că noi le dăruim ceva, ei așteptăm să ne dăruiască ceva și pe fondul acestor relații interumane se creează sau se poate crea mediul potrivit ca să aibă loc un șantaj emoțional. Da? Deci nu putem fi șantajați decât de un om de care ne pasă. Și nu ne poate șantaja și nici noi nu putem, la rândul nostru, să șantajăm decât un om căruia îi pasă de noi. Pentru că ăsta e liantul care face posibil să aibă loc un șantaj. Deci nu șantajăm decât oamenii care vrem să-i avem aproape, care vrem să-i ținem lângă noi. Pe ei șantajăm, cu ceilalți nu avem treabă, poate să vină, poate să plece. Dar acolo unde am investit emoțional, acolo unde am pus sentiment, acolo unde ne-am implicat, acolo unde am dăruit, vrem ca acel om să rămână. Și să rămână după considerentele noastre, nu după cum vrea el. Da? Și atunci venim cu niște pretenții, ca omul ăla să se muleze pe ceea ce considerăm noi că este potrivit. Și nu vom evita să ne impunem punctul de vedere. Bun, mergem mai departe. O să citesc materialul următor și îl discutăm puțin. V-aș ruga să fiți atenți pentru că urmează, așa cum știți cei care ați mai fost, urmează și niște exerciții la sfârșit, da? Care presupune o autoanaliză foarte profundă și detaliată. Anumite lucruri le vom discuta și împreună. Da? Și aici fiecare trebuie să aibă libertatea de a își da voie să spună lucrurile care le consideră comode, da? Și care le poate împărtăși și altora, dar important este fiecare să se simtă în largul lui. Da. O persoană se încadrează în categoria șantajorilor emoționali, da? Deci ne referim la acea persoană care șantajează. Deci o persoană se încadrează în categoria șantajorilor emoțional dacă își folosește puterea financiară pentru a controla o altă persoană. Și aici, în mod special, avem de-a face cu părinții, da, care dețin capitalul până la o anumită vârstă, ne vor șantaja pe baza lucrurilor materiale care ni le oferă sau nu. Da? Dar tot în asentimentul ăsta se poate întâmpla să fie vorba de o relație de cuplu în care unul deține puterea financiară, celălalt este dezavantajat din punctul ăsta de vedere, lucru care e posibil să creeze spațiu pentru acest șantaj emoțional. Și anume să se adreseze persoanei respective cu tot felul de expresii, ceva de genul, ai să te poți descurca, ce ai să faci? Și atunci
celălalt rămâne captiv acolo, deși își dă seama că nu e cea mai benefică relație. Bun, deci ce mai face persoana care șantajează? Incită și alimentează teama de abandon a persoanei cu care se află în relație. Și aici teama joacă un rol foarte important. În ce privește șantajul emoțional, totul se derulează pe fondul fricii. Frică de respingere și vom vedea mai departe, frică de singurătate, frică de acuzații, de certuri, de scandaluri și așa mai departe. Lucru care ne paralizează și ne face să jucăm cum ni se cântă, de dragul armoniei. Da? Deci nu armonie cu orice preț. Da? Sunt niște limite. Bun. Stârnește teama de respingere în mintea persoanei care este șantajată cu ajutorul comportamentului, a exprimării gesturilor și cuvintelor negative. Și aici avem nemulțumire, critică, jigniri, reproșuri, etc. Intimidează prin violență indirectă, țipete, gesturi, cum ar fi spargerea și aruncarea obiectelor, trântit uși, etc. Da? Și ne poate speria un scandal de genul ăsta, în care celălalt începe să țipe, să trântească, să spargă lucruri. Deci în momentul ăla suntem gata să facem orice ca să se liniștească. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să și jucăm cum ni se cântă sau să acceptăm orice cerere ar avea o astfel de persoană, nici pe departe. Menține controlul asupra persoanei șantajate prin învinovățirea și condamnarea acestora. Cum învinovățește o persoană care șantajează? Așa, da. Vom vedea că apare undeva și lucrul ăsta, da? Tu mă bagi în pământ. Asta e o versiune tipic mamelor. Da? Deci menține controlul asupra persoanei șantajate prin învinovățirea și condamnarea acesteia. Umilește persoana șantajată. Depreciază reușitele și preocupările acesteia, prezentându-le ca neînsemnate. Deci e foarte des întâlnit lucrul ăsta. Dacă vrem să șantajăm un om, trebuie să îi luăm încrederea în el însuși. Și atunci scoatem tot timpul în evidență ce defecte are, ce slăbiciune are, ce eșecuri are, câte lucruri nu știe și nu poate să facă. Și în felul ăsta, depreciind regulat acea persoană, va ajunge să aibă neîncredere în sine. Și atunci este ușor de șantajat. Umilește persoana șantajată, depreciază, asta mai zis, reușitele și preocupările acesteia, prezentându-le ca neînsemnate. Critică continuu, folosindu-se de comparații cu alte persoane. Prezintă două fețe, înjosește în privat și este afectuoasă în compania altor persoane. Și asta se întâmplă de obicei în cuplu, da? Sunt oameni care de fața celorlalți se prezintă foarte afectuoși și foarte, mă rog, manierați și da, pozează în partenerul ideal, ca atunci când rămâne în intimitate să fie de fapt cu totul și cu totul altfel. Dar poate la fel de bine să umilească și în public și acasă. Și atunci este și umilința publică care se adaugă. Amenință că va crea probleme, că ceva rău îi se va întâmpla celuilalt. Și aici sunt specialiști bărbații care vin cu amenințări, o să-ți fac, o să vezi tu. Nu înseamnă că femeile nu folosesc asta, ba da, pot folosi și ele. Dar știm că bărbații sunt mult mai răspunători când este vorba de respingere. Da? Dacă femeile au maniera lor de a se raporta la respingere, de obicei vorbesc cu prietenele, da? Merg la cumpărături, mă rog, găsesc maniera lor de a își vindeca o rană de genul ăsta, bărbații devin violenți, devin agresivi. Și primul lucru la care se gândesc este cum să se răzbune. Dar cum să se răzbune în termeni cât se poate de concreți, adică nu e ceva așa la modul general sau abstract, nu. Este ceva foarte concret. Și atunci, așa cum știm de la știri cei care vă uitați, bărbatul gelos este în stare să facă moarte de om la modul concret, nu la modul metaforic, nu. Da? Tocmai pentru că rana de respingere este o rană foarte dureroasă și sunt oameni care nu știu cum să o manevreze și cum să lucreze cu ea și se ajunge la
acte extreme. Chiar și sinuciderea este tot la fel. Da? Sunt oameni care se sinucid pentru că au fost părăsiți. Da? Deci rana de respingere este o rană foarte puternică. Dacă nu știm să o vindecăm, va ajunge să creeze în noi niște tulburări care se ducă la acte extreme în unele cazuri. De asta e atât de important planul nostru psihic, pentru că toate lucrurile pornesc din mintea și din sufletul nostru. Dacă acolo este ordine, va fi ordine și în comportament, și în principii, și în valori, și în felul în care trăim viața. Dar dacă în interiorul nostru este haos și nu sunt lucrurile așezate frumos la locul lor, atunci vom avea de suferit și în ce privește comportamentul nostru. Bună ziua! Bun. Susține că nenorocirea ei este rezultatul nesupunerii celuilalt, da? Ceea ce vorbeam. Se vine cu sentimente de vinovăție și de condamnare. Ceva de genul, din cauza ta am ajuns așa, uite ce hal m-ai adus, uite ce ai făcut din mine, uite ce am ajuns, datorită ție, da? Este o manipulare foarte des întâlnită. Pentru că celălalt în felul ăsta este acuzat și vinovățit. Bun, mergem mai departe. Face promisiuni mari, dar doar dacă persoana este de acord să facă ce i s-a cerut. Cred că fiecare din noi a făcut măcar o dată lucrul ăsta. Să promitem celuilalt că facem pentru el tot felul de lucruri, numai să nu cumva să plece, nu cumva să intre, să iasă din voia noastră. Da? Și după ce situația s-a îndeplinit și ne-a văzut cu saci în căruță, stai să vezi că de fapt nu mai e chiar așa. Am exagerat. Bun. Alt lucru, ignoră sentimentele, nevoile și punctul de vedere al celuilalt. Da? Și în felul ăsta este imun la perspectiva celuilalt, păstrând-o doar pe a lui ca fiind valabilă. Mergem mai departe. De obicei, cu cât rezistăm mai mult în fața șantajiștilor, cu atât ei introduc mai multe astfel de aspecte în relație. Da? Deci paleta devine mai largă cu acțiuni și cu moduri de a aborda persoana care este șantajată. Astfel noi devenim mai confuzi. La început pare că deținem controlul și pare că știm ce vrem, dar cu cât celălalt persistă mai mult în timp și vine cu mai multe aspecte ale șantajului, să nu credeți că nu ne afectează lucrurile astea. Ne vom trezi punându-ne sub semnul întrebării opinia sau punctul nostru de vedere și ajungem să credem că e posibil ca celălalt să aibă dreptate și noi de fapt suntem niște persoane foarte egoiste, că nu ne gândim să împlinim nevoile celuilalt. Și credeți-mă, ni s-a întâmplat fiecăruia din noi. Așa cum și noi, la rândul nostru, în anumite situații am procedat așa, fără să ne dăm seama. Mergem mai departe. Semne de șantaj emoțional. Persoana șantajată arată neîncredere în sine și în ceilalți. Noi nu șantajăm pe oricine. O facem doar cu acei oameni care știm că sunt vulnerabili și știm că există șanse ca procesul ăsta să funcționeze bine și să ajungem la rezultatul care ne-l dorim. Persoana devine complet lipsită de entuziasm, convinsă că ceva nu este în regulă cu ea. Da? Ajungem să ne îndoim de noi înșine, nu de celălalt. Simte nevoia, din moment ce este atât de blamată, să creadă că totul este din vina ei. Da? Și ajungem să ne simțim și noi vinovați de lucrurile care celălalt ni le reproșează. Vocea interioară a persoanei șantajate este una foarte critică. Preia vocea celui care șantajează. Și după ce ne-am despărțit de omul respectiv, ajungem să ne spunem noi înșine aceleași lucruri. Și asta ne face să devenim foarte vulnerabili. Bun. Speranța că într-o zi, cumva, totul va fi bine, așa, printr-o minune. O face pe această persoană să se refugieze într-un viitor imaginar. Deci nu vă vine să credeți câte persoane vin la cabinet în postura asta, în care își imaginează cumva, printre altele, că lucrurile se vor schimba într-un mod miraculos.
Deci nu există miracole când e vorba de așa ceva. Există doar confruntare cu adevărul și cu realitatea. Da? Deci faptul de a ne băga capul în nisip și de a crede că cumva lucrurile se rezolvă și nu ni se întâmplă nimic rău acolo, este pură imaginație, pentru că în realitate lucrurile de care ne temem ne vom confrunta cu ele. Pentru că oricât am fugi de momentul adevărului, el tot va veni după noi. Și într-o zi va trebui să fie momentul ăla în care să ne confruntăm cu realitatea relației respective. Cu ce merge bine și cu ce nu merge bine. Bun, mergem mai departe. Prezintă simptome de anxietate și depresie trăind într-o stare permanentă de confuzie și stres. Cu cât stăm mai mult într-o relație de genul ăsta, cu atât efectele asupra psihicului nostru vor fi mai evidente. Asta înseamnă că, persistând ani de zile într-o astfel de relație, vom ajunge să devenim depresivi, anxioși, să avem atacuri de panică și să avem tot felul de dezechilibre psihice. De ce? Pentru că în interiorul nostru menținem un conflict. Anxietatea nu trăiește prin putere proprie în noi. Ea are nevoie să fie alimentată de ceva. Iar ceea ce alimentează cel mai bine anxietatea este conflictul. Lucruri care nu sunt în ordine în interiorul nostru. Relații tensionate, relații conflictuale, vinovăție, condamnare, critică, da? Șantajul emoțional este un conflict interior care va furniza energie anxietății și depresiei în mod continuu. De asta pot părea niște lucruri minore, dar nu sunt minore. Sunt niște lucruri care toți le-am trăit cândva. Și mai ales dacă am avut părinți abuzivi din punct de vedere emoțional, lucrurile astea le-am trăit și le-am simțit și le-am auzit. Și vom vedea mai departe despre ce-i vorba. Are dorința de a fugi. Câți dintre noi ne-am dorit, adolescenți fiind, să fugim de acasă? Dacă pun să ridicăm mâna sus, cred că toți. Da? Cred că toți ne-am dorit să ne vedem fugiți de acasă odată. Da? Dar asta nu înseamnă că am reușit și să scăpăm de toate când am fugit cu adevărat de acasă. Uneori? Unii au și fugit. Da, au și fugit, dar asta nu înseamnă că au scăpat de lucrurile alea. Asta este dramatic, da? Ca și cel care are atacuri de panică, el vrea să ajungă la spital. Și când ajunge la spital și își dă seama că nici acolo nu-l poate ajuta nimeni, atunci e teribil. Ei, cam așa este și cu fugitul de acasă. Fugi de acasă, îți găsești un partener de la care aștepți să fie afectuos, să te înțeleagă, să te susțină. Bun, Alin. Și când se întâmplă lucrul ăsta și ai fugit de acasă și ți-ai găsit partenerul ăla care părea extraordinar și îți dai seama că și el face aceleași lucruri, atunci e cumplit. Atunci îți vine să te duci unde vezi cu ochii. Și chiar se întâmplă lucrul ăsta. Și credeți-mă, fiecare om l-a trăit sau îl va trăi cândva. Cei care nu l-ați trăit, mai aveți timp. Da? Deci stați liniștiți, mai aveți timp de așa ceva. Bun, mergem mai departe. Bun, deci eram la semnele persoanei șantajate și eram la fugitul de acasă, da? Și după aia, deci are dorința de a fugi sau de a scăpa de viață pe care o trăiește, apelând de multe ori la decizii sau comportamente negative. Și sunt mulți tineri care au apelat la tot felul de decizii și comportamente ciudate, negative, extreme, ca să se vadă scăpați de acasă. Inclusiv acei adolescenți care au ales să-și ia viața. Da? Deci dusă la extrem ajunge până acolo. Alt lucru va fi neîncrezătoare în privința tuturor relațiilor viitoare, chiar dacă a reușit să scape dintr-o relație abuzivă. Ei, asta este ceea ce spuneam, e dramatic. Dacă am avut un părinte abuziv care ne-a manipulat, ne-a șantajat, ne-a intimidat, atunci noi spunem ce bine că am plecat de acasă și am scăpat de mama și de tata care mă șantaja. Și ajungem să avem un partener. Și suspiciuni, neîncredere, povești care le-am mai trăit altă dată, întâmplându-se și în relația curentă. Și vreau să vă spun că totul pornește din
primii ani ai vieții noastre. De asta e atât de important ce am trăit cândva. Toate aceste ateliere de dezvoltare personală au scopul de a ne face conștienți. Nu înseamnă că rezolvă problemele astea, da? Dar cel puțin știm unde ne aflăm. Cel puțin devenim conștienți de problemele cu care ne confruntăm, cum se numesc, faptul că le-au mai trăit și alții sau cei mai mulți și faptul că există o cale de a ieși din lucrurile astea. Dar nu se întâmplă așa. Da? Tot procesul ăsta de a ne elibera de povestea noastră din trecut necesită timp. Nu înseamnă că se poate întâmpla în câteva zile. Ți s-a întâmplat să faci lucruri pe care nu le doreai să le faci doar pentru că te simțeai vinovat și pentru că cineva s-ar fi supărat pe tine? Da, toți am făcut asta. Înainte de a te simți vinovat, întreabă-te, este rău, lipsit de considerație, respect, compasiune, ceea ce ai făcut sau vrei să faci? Nu toate lucrurile pentru care suntem învinovățiți sunt lucruri rele. Și atunci e important să deosebim lucrurile și să nu ne simțim vinovați pentru toate lucrurile care alții ar vrea să ne simțim. Este abuziv, insultător, depreciativ sau înjositor ceea ce ai făcut sau vrei să faci? Este dăunător pentru bunăstarea celelalte persoane ceea ce ai făcut sau vrei să faci? Da? Deci hai să nu ne simțim vinovați pentru tot felul de lucruri care și-ar dori ceilalți să facă. Șantajul emoțional are loc în toate tipurile de relații, părinți-copii, copii-părinți, iubit-iubită, șef-subaltern, elev-profesor, preot-enoriaș, antrenor-sportiv, prieteni-colegi, etc. Dar oriunde există un atașament, oriunde există o legătură emoțională, acolo poate să fie introdus foarte bine și șantajul. Mergem mai departe. Suntem șantajați sentimental atunci când renunțăm la propriile dorințe pentru a-i face pe plac altcuiva și resimțim frustrare și nemulțumire datorită acestui lucru. Deci care e ideea aici? Noi nu ne dorim un lucru, dar îl facem ca să facem pe plac altcuiva. Asta înseamnă că noi am cedat șantajul emoțional. Ajungem să ne concentrăm asupra nevoilor altor persoane în detrimentul propriilor nevoi. Tot timpul un psiholog aude lucrul ăsta. Am vrut să fie bine. Deci credeți-mă, la fiecare ședință aud lucrul ăsta. Am vrut să fie bine. Bun, gândește-o puțin și altfel. Pentru că dacă tu tot timpul te concentrezi pe nevoile celuilalt, rămân ale tale descoperite, dar nu e asta singura problemă. Nici celălalt nu e mulțumit. Pentru că întotdeauna există mai mult și mai bine. Și întotdeauna trebuia mai mult să faci și n-ai făcut. Da? Deci dacă noi căutăm să mulțumim pe altcineva, credeți-mă că e luptă pierdută înainte să o începi. Pentru că n-ai cum să mulțumești pe cineva care mereu va fi nemulțumit de ceva care tu nici nu te aștepți. Trăsături de personalitate ale celui șantajat. Teama. Ăsta e primul lucru. Teama intensă de respingere, mânie și condamnare. Sunt oameni care intră în panică în momentul în care își dau seama că s-ar putea să fie părăsiți. Este frica de singurătate, e o frică atât de puternică, cum nu vă vine să credeți decât dacă rămâne singur, vă dați seama. Dar e o frică care pe unii oameni îi controlează efectiv. Deci rămân paralizați și blocați într-o relație dezastruoasă de frica de a nu rămâne singuri. Și vreau să spun că asta este o altă situație foarte des întâlnită într-un cabinet psihologic, oameni care ar fi vrut să se despartă de mult de partener, dar le este frică. Frică de ce o să simtă când rămân singuri. Și atunci preferă acea relație. Nevoia de liniște cu orice preț. Sunt oameni care caută liniștea și care simt că trăiesc numai dacă e liniște. Și oamenii ăia vor face orice, vor accepta orice compromis de dragul liniștii. Liniște să fie și atunci e bine. Nu, nu e bine. Nu întotdeauna e bine când e liniște. Pentru că de multe ori e o liniște forțată, artificială. Și aia nu e ceva benefic. Deci chestia cu liniște cu orice preț, credeți-mă, nu e ceva benefic. Tendința de asumare a responsabilității pentru sentimentele altor persoane. Da? Și aici avem salvatorii de profesie, care trăiesc pentru a fi bine altora. Da? Oameni care
niciodată nu vor ajunge să fie împliniți, chiar dacă caută tot timpul să împlinească pe alții și să satisfacă pe alții. Pentru că niciodată nu vom reuși să fim împliniți dacă nu ne ocupăm în primul rând de sufletul nostru. Și mereu am evitat asta. Este ceva tipic uman să evităm să ne ocupăm de noi înșine. Salvăm o lume întreagă, salvăm copii orfani, salvăm animale părăsite, salvăm pe toată lumea. Dar când e vorba de sufletul nostru, nu știu cum se face, că avem tot altceva de făcut. E adevărat? Da? Deci sufletul nostru îl lăsăm pe ultimul loc. Ne ocupăm de orice altceva. Neglijăm ce contează cel mai mult, și anume sufletul nostru. Așa, și un nivel crescut de îndoială de sine, da? Deci pe fondul neîncrederii noi înșine se poate instala acest șantaj emoțional. Structura șantajului emoțional e format din două persoane. Victima, persoana care se simte vinovată sau obligată, și șantajistul, persoana care cunoaște slăbiciunea victimei și se folosește de aceasta, da? Deci are niște ași în mânecă. Etapele șantajului. Primul punct este solicitarea, da? Deci cel care șantajează vine cu ceva și cere celuilalt să se conformeze. Adică tu să faci cu tare sau cu tare lucru. Exprimată în mod direct sau indirect. Indirect am scris aici printr-o îmbufnare, de exemplu, printr-o supărare, da? Și anume avem o anumită față în momentele da? În care dăm de înțeles celuilalt că ne deranjează și că trebuie să se supună sau să aibă grijă cum face ceva. Pasul 2. Rezistența. Persoana insistă. Da? Persoana insistă să-i satisfacem dorința acuzându-ne de egoism, de lipsă de iubire, de lipsă de înțelegere, de lipsă de recunoaștere sau de, știți, la ce ne gândim? Ne gândim la faptul că celălalt ne este dator și că cumva nu e recunoscător pentru tot binele care l-am făcut. Și atunci pe chestia asta venim și îi spunem imediat, păi cât am făcut eu pentru tine? Și tu așa te comporți. Da, bun. Trecem mai departe. Dacă lucrurile nu se rezolvă până aici, apar amenințările. Așa, amenințările. Persoana ne anunță că vor exista consecințe negative pentru noi dacă nu îi dăm ceea ce dorește. Și aici pot fi foarte multe lucruri. Depinde de dacă e vorba de părinți, de copii, de parteneri, de șef, depinde de cine e vorba. Mergem mai departe. Cedarea. Ce facem în momentul ăla? Cedăm. Cedarea. Ne spunem că poate noi am greșit și cedăm. Deși nu suntem de acord cu solicitarea partenerului sau persoanei șantajiste, ne dăm seama că ceva nu-i bine și totuși cedăm. Repetarea nu se oprește aici, că este un ciclu, da? Repetarea. Ajungem din nou de unde am plecat. Repetarea. Persoana a obținut ce a vrut. Relația începe să se stabilizeze. Deci după aia urmează o stare de bine, în care toate sunt bune și frumoase. Dar ea a învățat ceva. Da? Și asta învățăm de când suntem mici copii. Învățăm de la 3 ani cum să obținem ce vrem. A învățat cum să obține de la noi ceea ce vrea în viitor. Deci, problemă rezolvată. Pe viitor știm că funcționează tehnica asta și o vom folosi în mod cert. Șantajul în diferite tipuri de relații, copii, cuvintele folosite. Toți părinții colegilor mei fac asta, doar tu nu. Da? Și toți cred că care aveți copii, ați auzit lucrurile de genul ăsta. O să fug de acasă dacă copilul e mai mare, asta ce vorbeam. O iubești pe sora mea mai mult decât pe mine. Eu nu o să-mi cresc așa copiii. Ești cea mai rea mamă de pe pământ. Cineva spunea și mi-a plăcut, o clientă de-a mea mi-a spus că a citit o carte de parenting și spunea așa în cartea respectivă: dacă copilul tău nu te urăște, înseamnă că nu l-ai crescut cum trebuie. Și mi s-a părut foarte faină chestia asta, pentru că într-adevăr, ca părinte, nu trebuie să-i fii egal copilului tău sau prietenului de joacă.
ai alt rol și rolul tău este de părinte. Asta înseamnă că dacă uneori te urăște, e ok, nu e nicio problemă. Așa, nu te mai iubesc, te urăsc, am să mă sinucid și o să te simți vinovată toată viața. Eu am mai scris aici, ești părintele meu, deci trebuie să-mi dai. Da? Trebuie să-mi dai, trebuie să-mi faci. Nu vă vine să credeți că am cunoscut oameni trecuți de 30 de ani care încă vin cu familie, cu copii, care încă vin asupra părinților cu acest șantaj emoțional. Tu ești părintele, deci trebuie să-mi dai. Trebuie să faci. Da? Și este teribil să ai astfel de copii care și la bătrânețe vin cu pretenții să le dai și să le faci. Dar chiar sunt astfel de persoane. Mergem acum la părinți. Părinții, cuvintele folosite. M-am chinuit atâta pentru tine. Cred că toți am auzit chestia asta. Ție nu-ți pasă de mine. O să mor într-o zi și atunci ai să vezi tu. Se supără mama pe tine. Asta când suntem mai mici. De ce îmi faci asta? De ce mă superi? Merit eu asta de la tine? Nu pot să cred că ești atât de egoistă, mai ales după câte am făcut pentru tine. Nu mai ești copilul meu, pleacă din casa mea, te scot din testament, să nu vii nici la mormântarea mea, lasă că o să vezi tu, o să-ți pară rău după aia, de ce îmi ruinezi viața, o să mă îmbolnăvesc din cauza ta, tu mă bagi în pământ. Lucruri care sunt auzite de fiecare din noi, măcar unul din astea toate le-am auzit. Soț, soție sau partener, parteneră, cuvinte folosite, dacă m-ai iubit cu adevărat. Și după aia începe orice. Dacă m-ai iubit cu adevărat, ai face asta și asta și asta pentru mine. N-ai să-ți mai vezi copilul niciodată, acolo unde e vorba de copii și se despart. Asta este asul din mâine ca a femeii, dacă are copii, nu o să mai vezi copiii. Și când el aude lucrul ăsta, e terminat. O să te fac să regreți amarnic. Și de multe ori chiar se întâmplă asta. Deci vă spun, când doi parteneri ajung la furie și la ură și la răzbunare, sunt în stare să producă unul altuia atât de mult rău. N-ai să poți trăi fără mine. Și credeți-mă, când lucrurile astea sunt spuse, celălalt pleacă și nu poate trăi fără celălalt. Și se întoarce înapoi. Chiar dacă a fost bătut, chiar dacă a fost chinuit. Deci lucrurile astea auzite de multe ori devin un discurs după aia în mintea noastră. Și ajungem să ne comportăm ca atare, chiar dacă la prima vedere pare ceva, nu e chiar așa. Ba da, e chiar așa. Nu vreau să te mai văd niciodată, chiar am crezut că ești altfel. Chiar am crezut că tu ești altfel. Altfel decât ceilalți. Și m-am înșelat, ești ca toți ceilalți. De ce te porți așa cu mine? Cu ce am greșit? Da? Sunt lucruri care dor când îi le spune celălalt. Și atunci, ca să nu le auzim, suntem în stare să jucăm cum ni se cântă, deși nu asta e soluția. Ce opțiune ai? Rămâi așa. Ai voie. Ai voie să fii șantajat, ai voie să fii șantajist, dar cel puțin fă-o conștient. Adică nu mai te comporta ca și când celălalt este vinovatul, pentru că tu ți-ai asumat lucrul ăsta, îl știi, îl faci, îl continui, până la urmă e dreptul tău. Mulți oameni aleg inconștient să trăiască toată viața în relații în care să fie, fie șantajează emoțional, fie se lasă șantajați. Recunoașteți rolul de victimă sau șantajist, fă-o cel puțin conștient și nu te mai plânge. Da? Deci, aduc aminte formarea, când eram în formarea ca psihoterapeut, că aveam așa un grup care discutam tot felul de lucruri și erau persoane care spun, eu sunt dependentă de mamă, punct. Și așa o să rămân. Da? Deci, relația abuzivă care omul și-a asumat-o. N-am nicio intenție să modific lucrul ăsta pentru că am și anumite avantaje. Sigur. Și atunci, conștient, rămân așa. Nu e nicio problemă. Dacă vrei totuși să schimbi ceva, identifică rolul pe care îl joci. Victimă sau șantajist. Se modifică. Cei mai mulți le joacă pe ambele în funcție de situație. Șantajistul nu are de obicei nicio dorință să schimbe ceva. Cel care e păgubit își dorește mai degrabă. Dacă ești victimă, identifică persoanele față de care ai rolul de victimă. Decide, și asta vom face în exercițiul care îl avem mai departe, vom lucra pe acest aspect.
decide ce vrei să faci. Îți asumi o schimbare bruscă și directă sau treptată, se poate și așa. Decide să nu mai răspunzi la solicitări pentru că te simți vinovat, ci doar dacă consideri că așa este bine. Subliniază acest lucru. Doar dacă consideri tu că asta vrei și asta este bine. Important e ca la baza deciziei de a face sau nu un anumit lucru să nu stea vinovăția. Să nu facem din obligație sau vinovăție ceva. Acționează. Dacă ești într-o relație abuzivă și nu te descurci să ieși singur din ea, cere ajutor specializat. Din fericire, există un astfel de ajutor. Nu amenința niciodată șantajistul, nu-l insulta, nu-l ataca, deși asta îți vine să faci. În punctele lui slabe, dacă vrei să continui relația respectivă, caută să negociezi cu el, dacă se poate, și să ajungeți la un compromis convenabil pentru amândoi. Ideea este de a-i spune și de a-l face conștient ce se întâmplă de fapt în relație. Ce trebuie să fac? Să-mi susțin convingerile. Da? Foarte important acest lucru. Să nu las teama să-mi guverneze viața. Da? Ușor de zis, greu de făcut. Mă confrunt cu cei care mi-au adus prejudicii și le spun. Deci fără confruntare nu există rezolvarea unei situații de genul ăsta. Oricât ne-am ferit noi de confruntare, tot la ea ajungem. Pentru că e singura cale. Eu stabilesc cine sunt, nu-i las pe alții să stabilească cine sunt. Ei, asta e responsabilitatea noastră. Și dacă noi nu ne achităm de această responsabilitate și nu trasăm noi granițele, credeți-mă că ceilalți se vor folosi de slăbiciunea noastră și ne vor șantaja după bunul plac. Întotdeauna când suntem victime, când suntem persoane care ne lăsăm influențați de alții, întotdeauna se găsesc și ceilalți. Unde sunt oi, vin și lupi. Da? Deci unde există o persoană cu caracterul de victimă, cu personalitatea ștearsă și slabă, întotdeauna se vor găsi oameni care vor exploata o astfel de persoană spre beneficiul lor, bineînțeles. De asta, asta nu ține de ceilalți. Da? Mereu aud lucrul ăsta, nu știu când reușesc să-l conving. Păi, dar nu trebuie să-l convingi. Convinge-te pe tine. Da? Deci dacă noi vrem să convingem lumea că ar trebui să se îndrepte, păi nu știu când vom reuși lucrul ăsta. Probabil niciodată. Și atunci înseamnă că trebuie să ne convingem pe noi înșine. Și trebuie să avem grijă de noi înșine, nu de ceilalți. Dar și revenim la același punct de fiecare dată. Tot timpul a fost, este și va fi vorba de noi înșine, nu de alții. Deci noi nu va trebui să schimbăm pe partenerul nostru sau pe mama noastră sau pe copilul nostru, deși tot timpul asta am crezut. Asta am vrut și asta am încercat să facem. Să schimbăm pe celălalt. Am văzut că n-a reușit treaba asta după atâția ani. Cred că ar fi cazul măcar acum să începem să ne schimbăm pe noi. Și să facem exact ce spune aici. Eu stabilesc cine sunt. Nu-i las pe alții să stabilească asta. Da? Deci orice om care ajunge în rolul de victimă, ce face? Lasă pe alții să stabilească cine este el, ce drepturi are, ce merită, ce nu merită. Și atunci celălalt clar că va abuza de acest lucru. Îmi țin promisiunile pe care mi le fac mie însumi și altora. Da? Foarte important lucrul ăsta. Noi ne promitem nouă înșine tot felul de lucruri, constatăm în scurt timp că nu ne-am ținut de ele. Îmi protejez sănătatea fizică, mentală și spirituală, nu-i trădesc pe alții, spun întotdeauna adevărul. Bun, ce este în mintea și în sufletul celui care șantajează? Hai să ne gândim la noi înșine. Ce a fost în sufletul nostru când am făcut-o noi? Că noi vorbim așa de lupul rău, dar fiecare din noi a fost. Frica. La toți ne este frică. Deci sunteți la locul potrivit, că toți suntem sau am fost în această situație. Frica, frica de a rămâne singur, frica de a fi părăsit, frica de a simți durere, suferință. Durerea pierderii. Întotdeauna ne doare când pierdem ceva. Și toată viața pierdem ceva. Și toată viața ne doare ceea ce pierdem. Și atât de frică ne este să nu mai trăim suferința asta, încât suntem gata să-i ținem pe ceilalți lângă noi, chiar și artificial. Numai să fie acolo.
De ce? Ca să nu-i pierdem și ca să nu suferim. Și atunci și de sile numai să rămâi acolo. Clar că nu merge. Da? Nu facem decât să amânăm un lucru care oricum se va întâmpla. Iar vorba asta românească, de ce ți-e frică nu scapi, este foarte bine argumentată în realitate. Chiar așa se întâmplă. Când ți-e frică să nu pierzi un om, crede-mă că aproape sigur îl vei pierde. De ce? Pentru că fără să vrei, prin acțiunile tale îl îndepărtezi și îl faci să plece. Prin felul în care încerci să-l controlezi pe acel om, să-l intimidezi, să-l ții captiv. Și atunci când găsește ușa deschisă, fuge, scapă cum poate. Bun, neîncrederea că merită și ar putea să aibă parte de loialitate, atașament și iubire, fără șantaj emoțional. Asta este așa o înșelăciune a noastră, a tuturor, să credem că trebuie să-l păstrăm pe celălalt cu forța. Dacă renunțăm la această convingere falsă, el va rămâne, fără să ne chinuim noi să-l ținem acolo. De ce? Prin simplu fapt că ne-am asumat pierderea lui. Și asta deja este un act de maturitate. Când i-am dat voie să plece și stăm cu ușile larg deschise și spunem, te ajut eu să-ți faci bagajul dacă vrei să pleci. Ăla e momentul în care celălalt se mai gândește a doua oară dacă chiar să plece sau nu. Dar dacă încercăm să-l ținem prin tot felul de tertipuri psihologice, el va prinde ocazia când va pleca. Pentru că nu putem să ținem pe nimeni cu forța. Nici părinții nu pot să-ți țină copiii, nici copiii părinții, nici partenerul, partenera și așa mai departe. Sunt lucruri care nu funcționează. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru. Și ori de câte ori simțim că ne este încălcat acest drept de a alege, ne deranjează foarte tare și ca urmare vom lua decizia să plecăm. Chiar dacă și nouă ne este foarte greu să luăm o astfel de decizie, dar știm că este dreptul nostru și simțim cumva că e dreptul nostru de a alege. Cum să ne trăim viața mai departe? Ce să faci dacă ești șantajist? Și dacă ești pe punctul de a-l pierde pe cel care încerci să ții lângă tine artificial, ca să spun așa. Iartă, acceptă și trăiește suferința și durerea dezamăgirii și pierderii. Noi am fost învățați de când eram copii că durerea este ceva rău. Toți știm asta, nu? De când eram mici copii, ni s-a spus că să nu mai plângem și să ne ocupăm de altceva, să luăm o bomboană. Asta ni s-a dat la început, o bomboană. Am luat bomboana în gură și am uitat că ne doare degetul de care ne-am lovit, cu care ne-am lovit. Da? Și atunci am fost învățați, de când eram mici copii, să fugim de suferință și să apelăm la altceva, ca să nu ne mai doară. Și am devenit specialiști în acest lucru. Și atunci am dezvoltat o paletă foarte largă de tehnici cum să nu suferim. Printre care șantajul emoțional este una din aceste tehnici. Adică, ca să nu suferi, îl ții pe celălalt lângă tine prin tot felul de mijloace posibile, inclusiv șantajul emoțional. Numai că e de scurtă durată, ca toate tertipurile astea. Nu durează mult. Pe moment, poate chiar ne ajută. Pentru că dacă nu ne-ar ajuta, n-ar fi dăinuit de secole treaba asta. Deci dacă a dăinuit, înseamnă că funcționează. Dar problema este că doar pe moment. După scurt timp sau lung timp, celălalt va pleca. Bun, mergem mai departe. Și am scris mai departe ce să mai faci. Îmbogățește-ți viața socială și spirituală. Fă-ți prieteni, fii generos, fă-ți viața frumoasă și mai ales dezvoltă o relație personală cu Dumnezeu. Noi avem o viață atât de, cum să spun, liniară și atât de, totul facem mecanic, avem niște ritualuri, avem niște obiceiuri, avem o viață destul de simplă în acțiuni, comportamente și lucruri în care ne implicăm. Și despre asta mai vorbi, cred că, data trecută. Da? E foarte important să ne facem viața cu sens. Asta e provocarea noastră a românilor în special. Avem o viață în care nu se întâmplă nimic. Am dreptate. Se întâmplă aceleași lucruri care nu ne entuziasmează, nu ne încântă, nu ne fac să simțim că trăim. Și atunci
ne lipim și ne legăm de orice ne înconjoară. Pentru că sperăm să putem trăi prin intermediul altora. Greșit. Asta e datoria noastră, să ne facem viața frumoasă. Și să dăm sens vieții noastre. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci ne vom lega de oameni în speranța că ne fac ei să ne simțim vii. Greșit. Deci mai citesc o dată. Îmbogățește-ți viața socială și spirituală. Fă-ți prieteni, fii generos, fă-ți viața frumoasă și mai ales dezvoltă o relație personală cu Dumnezeu. Implică-te în activități frumoase, spirituale, în lucruri care te îmbogățesc, în lucruri care te fac să te simți viu. Dăruiește altora, implică-te, ajută. Fii un om care e cu mâinile deschise spre alții. Astfel de oameni sunt mult mai puțin predispuși la depresie și anxietate. Da? Tocmai de asta sunt și aceste întâlniri. Ca să răspundă unei astfel de nevoi și să aducă o îmbogățire vieții celor care își doresc acest lucru, bineînțeles. Și acum avem exercițiu. Și e important să cei care nu vedeți, nu știu dacă vedeți toți, da? E important fiecare punct al acestui exercițiu, pentru că va trebui să ne-l notăm, dar și o să-l citesc. 1. Ia o foaie de hârtie și pune acolo numele persoanelor cu care ai avut relații în care te-ai simțit șantajat. Apoi alege una cu care dorești să începi exercițiul. Prima dată îl citesc tot și după aia ne luăm un timp în care ne ocupăm de fiecare punct. Da? 2. Adu-ți aminte de o perioadă și un moment în care te-ai simțit inferior, dominat, emoțional, neimportant sau manipulat în acea relație. În ce context ai fost manipulat? Când era vorba de a lua decizii, alege contextul și ține-l minte sau notează-l. Notează-ți care sunt comportamentele tale care permit ca tu să fii manipulat emoțional. Ce faci tu sau ce nu faci de ești supus manipulării? Care sunt gândurile tale care te fac să te lași manipulat? Care sunt convingerile tale despre tine, despre relații, care te determină să accepți manipularea? Care sunt acele lucruri așa de importante pentru tine încât să permiți să fii dominat și manipulat într-o relație? Acum gândește-te dacă această dominare este potrivită pentru tine sau nu. Imaginează-ți că ai putea să modifici acel scenariu și gândește-te ce ai dori să modifici până acolo, încât să existe un echilibru de putere între tine și partenerul tău sau persoana respectivă. Găsește modificări comportamentale pe care să le introduci în modul tău de a te raporta la ceilalți. Cum ar fi dacă în viitor te comporta așa? Asta înseamnă că în prima fază te rog, Alex, să pui prima parte a exercițiului. Lăsăm câteva minute și după aia mergem la... Mă bucur! Mă bucur să aud asta! Și îmi place să cred că au fost discuții care au fost de folos și care au ajutat. Dacă nu neapărat cu niște soluții, poate, deși uneori se întâmplă să fie și asta, dar cel puțin cu faptul de a ne asculta cineva spunând ce avem pe suflet. Și asta deja înseamnă foarte mult. Sunt mulți oameni care nu au pe nimeni să-i asculte, vorbind despre ceea ce ține de sufletul lor. Cu mulți oameni vorbim doar lucruri de suprafață. Cum e vremea, ce ai mai făcut, ce ai mai citit, ce ai mai mâncat și cam atât. Și atât de important să avem și un loc în care să vorbim despre sufletul nostru, despre ceea ce avem ca o povară, poate, pe suflet. Și e atât de important să avem un cadru în care să știm că nu suntem judecați, nu suntem respinși, ci avem voie să fim noi înșine. Cu calități, cu defecte, cu experiențe pozitive, cu eșecuri, da? Toți le avem și pe unele și pe altele. Și e atât de important să ne dăm voie să fim noi înșine. Și mergem, ca de obicei, să discutăm și despre planul spiritual, care tot la fel este un subiect
care în alt context nu îl discutăm. Și aici este un moment în care să discutăm exact pe această tematică, care ține de cele mai adânci cute ale sufletului nostru, și anume nevoia noastră de Dumnezeu. Atât Dan cât și eu considerăm acest subiect ca fiind unul de referință în ce privește sănătatea psihică și spirituală, în ce privește echilibrul nostru interior. Și familial. Și familial, da. Bun, mergem mai departe și am spus încă de la început că sunt lucruri care Dumnezeu nu le poate face. Noi le facem, dar Dumnezeu nu le va face niciodată. El nu poate să mintă, El nu poate să înșele, El nu poate să șantajeze. Sunt lucruri care nu le va face niciodată. Noi oamenii mereu le-am făcut, dar Dumnezeu nu le-a făcut și nu le va face niciodată. Și am găsit câteva versete care să confirme acest lucru. Vreau să spun că întotdeauna când e vorba de partea spirituală, baza acestui aspect va fi întotdeauna Biblia. Da? Deci ne vom referi strict la Sfânta Scriptură sau la Biblia. Bun, și am scris aici un verset, Deuteronom 30, 15 și 19. Iată-ți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem voie să alegem orice. Chiar dacă sfatul este alege viața, nu ești obligat. Dacă vrei neapărat să alegi moartea, e alegerea ta. Dumnezeu îți va respecta întotdeauna hotărârea care tu o iei. Iosua 24:15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Sunt versete din Vechiul Testament, așa cum ați văzut, în care Dumnezeu se adresează poporului Israel, poporul ales de Dumnezeu, ca să-l reprezinte în această lume. Și cu toate că erau poporul ales, cu toate că Dumnezeu se manifesta în acest popor cu semne și minuni, cu foarte multe miracole care a făcut pentru ei, tot timpul i-a pus în fața acestei alegeri. Chiar dacă eu v-am salvat, chiar dacă v-am scos din robia egipteană, chiar dacă am făcut atâtea minuni pentru voi, e alegerea voastră, dacă mă urmați sau nu. Și acest lucru a rămas valabil și astăzi. Bun, mergem mai departe. Și o să mergem la Isus, o să mergem din Vechiul Testament în Noul Testament, Ioan 6:64. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Din clipa aceea, aici e o propoziție importantă, care vreau să o subliniez, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Era vorba de cei 70 de ucenici, care erau pe lângă ceilalți 12. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și este unul din momentele destul de dramatice, ca să spun așa, din viața lui Iisus. Nu știu câți dintre voi cunoașteți contextul. În această situație, Iisus începe să vorbească oamenilor despre trupul lui și sângele lui. Și spune oamenilor, voi nu aveți viață veșnică dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu. Și pentru oameni era prea de tot, nu înțelegeau ce vrea el să zică. Și în momentul ăla, oamenii, așa cum vedem aici, mulți dintre ei, au hotărât să plece și l-au considerat destul de ciudat. Și au plecat. De să-l părăsești pe Fiul lui Dumnezeu. Ăla era momentul în care, dacă am fi fost noi în locul lui Iisus,
am fi șantajat la greu. Avea cu ce. Avea cu ce să-i șantajeze. Le-a dat pâine să mănânce, le-a dat atât, i-a vindecat, i-a salvat, le-a făcut atât de mult bine. Ăla era momentul în care dacă noi am fi fost în locul lui, am fi apelat la șantaj. Și le-am fi spus, oameni, unde vă duceți? Că eu v-am dat să mâncați. Unde vă duceți? Că eu v-am înviat din morți, copiii. Unde vă duceți? Că eu v-am vindecat bolile. Unde vă duceți? Că eu sunt Mesia. Unde vă duceți? Și dacă am fi fost noi, probabil am fi încercat să-i ținem pe acei oameni. Ca să nu simțim durerea de a fi părăsiți. Vreau să vă spun că și Iisus a avut sentimente ca noi. A fost om ca și noi, a simțit ca și noi durerea pierderii. El a fost un moment critic în care oamenii s-au hotărât să nu mai meargă după el. Li s-a părut foarte ciudat ce are el de spus, foarte revoltător pentru ei, pentru că adevărul de multe ori este revoltător, într-adevăr. Și în momentul ăla, oamenii au hotărât să plece. Spre deosebire de noi, Iisus a trăit, a simțit și a dus durerea asta a pierderii. Și n-a vrut să țină oamenii cu orice preț. S-a uitat chiar și la cei care rămăseseră lângă el și a zis, voi nu plecați? Uite că toți au plecat. Voi de ce nu plecați și voi? Noi am fi vrut să-i ținem dacă eram în locul lui. Că ne place să fim apreciați, nu? Să fie oamenii lângă noi, să ne susțină, să ne asculte. Ăla a fost un moment în care s-a văzut clar caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te ține. Dacă vrei tu să stai lângă El, foarte bine, e avantajul tău. Dar Dumnezeu nu te va ține niciodată cu forța. Și unde sunt lideri religioși care caută să țină cu orice preț oamenii, vreau să vă spun că nu e caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care întotdeauna ne lasă liber să alegem. Și asta e foarte important, e un aspect foarte important. Iisus a uitat la ucenicii Lui și le-a spus, voi de ce nu plecați? N-a făcut niciun șantaj, n-a încercat să le facă promisiuni, n-a încercat să-i momească, nu le-a adus aminte cât a făcut pentru ei, nu le-a scos ochii cât bine le-a făcut, nu. A zis, voi nu plecați? Ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Niciodată nu va încerca să ne țină. Iar când oamenii sau anumiți lideri, cum am spus, poate religioși, încearcă să ne țină, vreau să vă spun că asta nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ne lasă liberi să alegem. Și dacă alegem greșit, e dreptul nostru. Un drept care Dumnezeu nu-l va încălca niciodată. Alt lucru care e important și aș vrea totuși să mai rămânem puțin aici. Probabil că știți despre Iuda, că l-a vândut pe Iisus. În momentul în care a fost cina cea de taină, cum o numim noi, era și Iuda acolo, la masă. Ce a făcut Iisus? I-a spălat picioarele. Și lui. Chiar dacă știa că El îl va vinde. Nu l-a ridicularizat, nu a făcut unul din șantajele posibile ca să-l țină pe Iuda acolo și să nu-l vândă. A știut că El este Cel care îl va vinde. Cu toate astea i-a spălat picioarele, cu toate astea a mâncat împreună cu El și la final i-a spus, ce ai de făcut, fă repede. Niciun șantaj, nicio încercare de a-l convinge, nicio încercare de a-l face să rămână acolo, nicio încercare de a-l manipula, să-i rămână fidel. Noi suntem gata să manipulăm pentru a avea fidelitatea celorlalți, dar Iisus niciodată n-a făcut și nu va face lucrul ăsta cu nimeni. Da? E un aspect important al caracterului lui Dumnezeu. Niciodată nu va șantaja și nu va manipula pe nimeni. Să facă lucruri cu care nu e de acord sau care nu vrea să le facă. Întotdeauna va fi ceva benevol. Da? Deci Dumnezeu niciodată nu ne va șantaja și nu ne va manipula. Asta este întotdeauna ceea ce facem noi oamenii. A fost părăsit de ucenicii lui atunci când a fost arestat, atunci când a fost răstignit. Și ce a spus când a fost pe cruce? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci care a fost răspunsul lui Iisus la durerea pierderii? Iartă-i. Tată, iartă-i. Asta este întotdeauna inima lui Dumnezeu pentru oameni.
Dorința lui Dumnezeu întotdeauna a fost, este și va fi să ne ierte. Niciodată altceva decât dragoste, iertare, bunătate și faptul de a ne binecuvânta și de a ne face să ne meargă bine. Asta a fost tot timpul inima lui Dumnezeu, dar nu binele cu forța. Noi de multe ori vrem binele altora și dacă s-ar putea, vrem cu forța. Părinții vor binele copiilor cu forța. Partenerul, celuilalt partener, vrea binele cu forța. Nu merge. Nu merge cu forța. Și Dumnezeu niciodată nu ne va forța. Bun. Mergem mai departe și o să amintesc puțin ceea ce am discutat data trecută. Nu știu câți ați fost data trecută, o parte din voi ați fost data trecută și știți că am discutat data trecută despre anumite convingeri false, anumite mituri care noi le avem în legătură cu relația noastră cu Dumnezeu. Doar unul din el o să-l mai amintesc și astăzi, pentru că este unul foarte puternic, foarte profund și merită să insistăm puțin asupra lui și să intrăm în detalii. Poate că unii dintre voi v-ați dori data trecută să insistăm puțin pe acest subiect. Tocmai de aceea am și vrut să îl reluăm din nou, ca să vorbim puțin mai detaliat. Și anume, prima, da? Deci rămânem la prima convingere falsă în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Și spune așa, dacă îndeplinesc obligații religioase, este suficient. Trăim într-o societate în care lucrul ăsta e foarte des întâlnit. Tot timpul, oamenii consideră că dacă fac anumite lucruri, e suficient. De asta, în țara noastră, numărul de avorturi este foarte mare, mai mare decât probabil în orice altă țară. Alcoolismul este la un nivel extrem de ridicat. Prostituția este la un nivel extrem de ridicat. Divorțul la un nivel extrem de ridicat, trăirea în concubinaj și multe alte lucruri, adulterul și așa mai departe, sunt aspecte foarte des întâlnite în societatea noastră, într-o societate în care ne batem cu pumnii în piept că suntem creștini. De ce? Pentru că este creștinismul a ajuns doar o formă exterioară. În interior n-a mai rămas nimic. Este doar în exterior. Și o să caut, am pus deja câteva versete care vorbesc despre asta, și anume Amos 5:21-23, e în Vechiul Testament, Amos. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre. Sărbători religioase, da? Deci nu e vorba de 1 mai, nu. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să sufăr adunările de sărbătoare. Erau adunări în care oamenii mergeau la templu cu jertfe, aduceau viței, aduceau tot felul de jertfe acolo, conform cu datina, conform cu obiceiul vremii respective. Erau lucruri care se întâmplau conform cu porunca lui Dumnezeu pentru vremea respectivă. Cu toate astea, Dumnezeu se uită la ce fac oamenii ăia și spune, mi-e silă. Mi-e silă de tot ce faceți voi aici. Voi sunteți acolo, adunați în templu, dar eu nu sunt cu voi. E doar o formă de religie. Și din păcate, aici ne aflăm ca națiune. Credeți-mă, aici ne aflăm. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când mă aduceți arderi de tot, arderi de tot poate să însemne în ziua de astăzi lumânări și pomelnice și ce vreți voi. Când mă aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Departe de mine, depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale. Asta ce înseamnă? Că ei cântau cântece care manele? Cântau manele de Dumnezeu nu vroia să audă? Nu. Exact, cântece bisericești erau. Și cu toate astea, Dumnezeu nu vrea să le audă. Oare de ce? Că nu erau din suflet, corect. Ei, dacă citim contextul din respectiv, pentru că în Amos găsim tot contextul prezentat, oamenii îl părăsiseră de mult pe Dumnezeu. Și a rămas doar forma exterioară. Au rămas doar slujbele. Dar ei trăiau în păcat și departe de Dumnezeu.
În felul ăsta, Dumnezeu nu-și găsea nicio plăcere în ce făceau ei acolo. Mergem mai departe. Matei 7, 21 la 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Ce înseamnă a cunoaște? Pentru că aici e vorba, niciodată nu te-am cunoscut. Toate lucrurile care le-au zis că le-au făcut, Dumnezeu n-a spus că nu le-ai făcut. Probabil le-ai făcut toate alea. Și? Le-ai făcut și? Nu te cunosc. Ce înseamnă a cunoaște? Ce înseamnă să cunoști pe cineva? Avea o legătură reală. Exact. Vedeai dincolo de mască. A cunoaște înseamnă să mănânci cu un om, să vorbești cu un om, să vezi ce e în sufletul lui, să umbli cu el, să trăiești cu el, să vorbești cu el, să petreci timp cu el, să experimentezi lucruri împreună cu el, să împărtășești lucruri cu el, să-l asculți pe el când îți vorbește, să-i vorbești tu. Câți dintre noi trăim asta cu Dumnezeu? Câți? Câți putem spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu și câți putem spune că Dumnezeu ne cunoaște pe noi? Când, de fapt, este atât de mult ritual doar și atât. Nici măcar preotul din biserică nu cunoaște. Doar. Da. Așa e. Nu intrăm în subiectul ăsta, dar e adevărat. Așa e. Da? Deci e foarte, foarte important să trecem dincolo de dogmă. Dincolo de tradiție și dincolo de obiceiuri. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să petrești timp cu El. Și data trecută am zis, eu pot să spun că îl cunosc pe Iohannis. Întrebarea se pune, mă cunoaște și Iohannis pe mine? Nu. De ce? Nu ne-am întâlnit niciodată. N-am stat niciodată să discutăm unul cu celălalt. Să mâncăm? Exact, să bem o cafea, să-i spun? Exact, niciodată. Și atunci cum pot eu să spun că îl cunosc? Că l-am văzut la televizor? Asta nu schimbă situația cu nimic. Și din păcate mulți oameni aici se situează cu Dumnezeu. Exact cum sunt eu cu Iohannis. Da? Ceva de genul ăsta. Da. Bun, mergem mai departe. Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică. Da? Toți ne dorim asta. Vă spun, în mod special cei care au avut atacuri de panică, dacă și-ar fi dorit ceva în momentul ăla, este să știe că au viață veșnică. Pentru că iminența morții e atât de puternică încât lucrul ăsta i-ar fi eliberat cu adevărat. Numai că nu aveau lucrul ăsta. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Să te cunoască. Asta e viața veșnică. Nu e altceva, credeți-mă. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și asta o ai de acum, veste bună. Sau nu, depinde de caz. Vestea bună este că viața veșnică este de aici, de pe pământ. Înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta e vestea bună și asta e viața veșnică. Și asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Înseamnă să trăiești cu El de acum. Asta înseamnă că în momentul în care mor nu va fi nicio surpriză. E doar o continuare a ceea ce ai trăit deja de aici. Vă invit joi seara la întâlnire de grup. Discutăm lucrurile astea. Și cei care veniți, o să fie o întâlnire tare bună, așa cum au fost și celelalte, în care discutăm lucruri de suflet, ceea ce simțim noi în relație cu Dumnezeu, unde ne aflăm, ce ne dorim, unde ne-am împotmolit, ce lucruri merg bine, ce nu merge bine, vis-a-vis de acest aspect. E un loc în care fiecare avem voie să fim noi înșine, cu trăirile noastre și cu experiențele noastre. Și cei care ați fost, destui dintre voi, știți asta, că discutăm lucruri care țin strict de partea spirituală. Deci, repet versetul, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ioan 10 cu 14, alt verset. Eu sunt păstorul cel bun,
Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Din nou, cunoaștere. Asta stă la baza relației cu Dumnezeu. Dacă până acum ați crezut că relația cu Dumnezeu e vorba de altceva, nu e biblic. Singurul lucru care ne duce în cer și care înseamnă viață veșnică este cunoașterea lui Hristos. Orice altceva sunt povești. Singurul lucru care îți dă viață veșnică este faptul de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Mergem mai departe. Ieremia 9:24. Sunt mult mai multe versete. Eu am găsit câteva, dar sunt o sumedenie în Biblie. Apropo, câți citiți Biblia? Cei care nu aveți o Biblie, avem să vă dăm. Da, vă dăm cu dragă inimă Noul Testament, nu trebuie să duceți înapoi, nu trebuie să plătiți și noi le-am primit la rândul nostru ca să le dăm. Le dăm cu dragă inimă. Trebuie doar să ne spuneți și vă dăm ca să le puteți citi și să aveți de unde să citiți. Ieremia 9:24. Ci cel ce se laudă, uite că avem voie să ne lăudăm, ci cel ce se laudă, să se laude. Cu ce? Care pricepere și că mă cunoaște. Uite un motiv de laudă. Că-L cunoști pe Dumnezeu. Așa este. Și totuși, Biblia ne îndeamnă, cei care îl cunoașteți pe Dumnezeu, bucurați-vă de lucrul ăsta, lăudați-vă cu lucrul ăsta, vorbiți despre lucrul ăsta, spuneți altora ce lucruri bune v-a făcut Dumnezeu, lăudați-vă cu El. De ce ne lăudăm când echipa noastră de fotbal câștigă și cu asta face mare vâlvă? Când e vorba de Dumnezeu, nu vorbim niciodată. Oare de ce? Ne este rușine? Sau nu avem ce povesti? Una din cele două. Bun, deci, și cel ce se laudă, să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care, ce face Domnul? Care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu? Prima dată înseamnă a înțelege mesajul Evangheliei. Și aici am trecut patru legi spirituale care sunt de bază. Dacă pe asta le înțelegem, înțelegem toată Biblia. Dumnezeu te iubește și are un plan bun pentru viața ta. Niciodată Dumnezeu nu-ți va vrea rău. Niciodată Dumnezeu nu vrea să ai cancer, să te accidentezi, să pățești ceva rău, sau tu, sau familia ta, să rămâi fără un loc de muncă, să ajungi în necazuri, în bori, în probleme. Niciodată n-a fost, nu este și nu va fi voia lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu vrea ce e mai bun pentru om. Și atunci, de ce ni se întâmplă lucrurile astea? Și o să citesc mai departe. Ioan 10:10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Dacă simți că viața ta este furată, dacă te simți înjunghiat, dacă te simți cotropit, dacă te simți distrus, să știi că niciodată n-a fost voia lui Dumnezeu lucrul ăsta. Întotdeauna, cel care se ocupă de lucrurile astea e hoțul. Cine e acest hoț? Așa. Cine ai zis, George? Nu contează. Ok, bine. Bun. Mergem mai departe. Deci asta e prima lege spirituală care e importantă. Niciodată Dumnezeu nu-ți va vrea rău. Întotdeauna responsabil cu rău din viața ta nu e Dumnezeu. Este Dumnezeu veacului acestuia, dar nu Dumnezeu. Pasul 2 sau legea numărul 2, care e foarte importantă. Noi toți păcătuim și păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Da? Nu există niciun om care să nu fi păcătuit. Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci ce e de făcut? 1 Ioan 1:8-9. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, sumniliez. El este credincios, da? Ce veste bună asta, nu? Nu e vorba de noi suntem credincioși, că atunci s-ar fi dus totul de râpă. E vorba de faptul că Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe. De ce să ne curețe?
de or, orice. Cum e lucrul ăsta orice? Că noi numim păcate mici și păcate mari. Credem că alea mici ni le iartă Dumnezeu și pentru alea mari trebuie să plătim noi. Ați auzit lucrul ăsta? Ei, aici nu face deosebire. Deci vreau să vă spun, chiar dacă e vorba de avort, chiar dacă este vorba de faptul de a face niște lucruri dramatice pentru cineva, indiferent despre ce lucru e vorba, Dumnezeu spune aici orice. La orice intră orice. Haideți să nu modificăm ceea ce este scris. Dacă a fost lăsat așa, a fost lăsat ca omul să știe că orice îi este iertat. Oare de ce ne iartă Dumnezeu? Ne iubește. Ne iubește, așa, ok. A iertat și de atunci când a răstignit pe Iisus. Dar vreau să vă spun, faptul că Dumnezeu ne iartă orice păcat, așa este, adevărat, nu modificăm cuvântul, așa scrie, așa este. Dar vreau să vă spun că nu e gratis. Cineva, nu noi, cineva a plătit pentru asta. Asta e esența Evangheliei. Când înțelegi că ești iertat, nu pe baza meritelor tale, a faptelor tale, a cine ești tu, ci ești iertat pe baza faptului că Iisus Hristos a plătit cu sângele, cu viața, pentru păcatul tău, atunci primești iertarea cu recunoștință și nu-ți mai permiți să trăiești oricum. Pentru că știi cât a costat păcatul. Și știi că pe Dumnezeu l-a costat atât de mult. Și mergem mai departe. Romani 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Deci dacă vrem să plătim pentru păcatele noastre, putem cu moartea. Nu prin faptul că suntem bolnavi, nu prin faptul că suntem săraci. Nu așa plătim pentru păcatele noastre. Dacă vrem să plătim, asta înseamnă să murim. Asta e plata. Plata păcatului este moartea. Dar nu se termină aici. Asta e o veste bună. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi nu avem cum să plătim pentru asta. Și dacă ne străduim, și dacă ne chinuim, și dacă ne strofocăm, nu putem plăti pentru păcatele noastre. E darul lui Dumnezeu fără plată. Viață veșnică, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum mergem la a treia lege spirituală. Apropo de legile astea spirituale, eu am aici o broșură care cei dintre voi care vă doriți explică legile astea de care vorbesc eu acum. Și inclusiv cu rugăciunea la sfârșit de a-L primi pe Iisus în inimă. E o broșură care eu vă recomand. Pentru că ceea ce noi discutăm acum explică mult mai bine în această broșură. Tot le-am primit ca să le dăm, așa că nu sunt contra cost. Mergem la legea numărul 3. Iisus Hristos este singura soluție găsită de Dumnezeu pentru a ne ierta păcatele prin El. Putem cunoaște planul lui Dumnezeu cu viața noastră și putem avea parte de dragostea sa. Ioan 14:6-7. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Păi eu am crezut că pot ajunge la Tatăl prin alte lucruri. Printr-o grămadă de lucruri fără rost, care toți le facem sau le-am făcut din dorința de a-L impresiona pe Dumnezeu și de a ne primi la El. Și sunt o listă așa de lungă de lucruri care oamenii le fac ca să ajungă la Tatăl. Niciuna din ele nu-i conform cu Biblia. Niciuna. Singura cale e Hristos. Altă cale nu există. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut, și ajungem din nou la a cunoaște, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Atât de simplu. Și totuși, ne pierdem în atâtea detalii și pierdem esența. Esența e una singură, Hristos. Îl avem pe Hristos, avem viață. N-avem pe Hristos, n-avem nimic. Ne înșelăm singuri. Legea numărul 4 și ultima. Fiecare dintre noi trebuie să ia decizia de a-L primi pe Hristos. Noi nu ne naștem cu Hristos în inimă, nu creștem cu Hristos în inimă și nu vine Hristos de la sine în inima noastră. Trebuie să existe un moment în care să-L chemi tu de bunăvoie. Tot ce ține de Dumnezeu e de bunăvoie.
Dumnezeu nu dă busna în viața nimănui, nu obligă pe nimeni, nu constrânge pe nimeni. Îl ai pe Dumnezeu dacă vrei tu să-L ai. Îl ai pe Dumnezeu dacă îl chemi tu în inima ta. Nu vine obligat. Asta nu merge cu forța. Nu vine, nu dă buzna, nu folosește forța să intre în viața ta niciodată. Dacă vrei să-L ai pe Hristos în viața ta, trebuie să-L chemi tu. Trebuie să fie alegerea ta și trebuie să-L chemi tu. Și mergem mai departe. Ioan 1, 10 până la 13. El, adică Iisus, era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Subliniat, nu L-a cunoscut. Chiar dacă vorbeau despre El, chiar dacă cântau despre El, chiar dacă mergeau la biserică, nu L-au cunoscut. Că era doar o formă exterioară. A venit la ai săi, adică la poporul Lui, și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, tuturor celor ce L-au primit, adică tu trebuie să-L primești. Nu L-ai dacă nu-L primești. Dacă nu-L primești, rămâi la o formă exterioară de religie, dar niciodată nu-L cunoști tu pe El și El pe tine. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și aici este o rugăciune care o găsiți puțin modificată și în această broșură, rugăciune pentru a-L primi pe Iisus în inima ta. Și dacă vreți, puteți să vă notați sau dacă nu luați broșura și o găsiți aici, nu contează cuvintele atât de mult. Ideea este că se referă la un singur lucru, a-L primi pe Iisus în inima ta. Și eu am scris o rugăciune aici, Tată din cer, recunosc că până acum nu mi-am trăit viața după voia ta. Am trăit-o după voia mea și am păcătuit. Am nevoie de tine, te rog să vii în viața mea. Cred în Fiul tău, Iisus Hristos. Cred că și-a dat viața pentru mine pe cruce, la Calvar. Te rog, iartă-mă de toate păcatele mele. Îmi doresc să primesc iertarea pe care ai făcut-o posibilă pentru mine prin jertfa lui Iisus. Te rog, vino acum în viața mea. Doamne, fă-ți locuința în inima mea și fii regele meu, Domnul meu și Mântuitorul meu. De astăzi înainte, nu mai vreau să trăiesc în păcat, de astăzi înainte vreau să te urmez pe tine. Te rog, ajută-mă. De acum înainte, viața mea este în mâinile tale. Îți mulțumesc că m-ai iertat și mi-ai ascultat rugăciunea. Primesc iertarea și dragostea ta. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Cum este rugăciunea asta? Da? Nici nu contează atât de mult cuvintele. Contează inima noastră să fie deschisă pentru El. Este o rugăciune care Dumnezeu ascultă întotdeauna. Pentru că este ceva care este din inimă. Și o să încheiem seara asta, am și depășit timpul. Dar vreau să vă spun că dacă vă doriți, de aici, de unde ne aflăm acum, putem să mergem mai departe, în a-L cunoaște pe Dumnezeu. De asta și întâlnirile de joia se numesc în căutarea lui Dumnezeu. Îl căutăm și îl găsim. Asta spune Biblia, orice om care îl caută, îl va găsi. Și asta e o promisiune extraordinară. Recomandarea mea este, puneți-vă împreună cu oameni care îl caută pe Dumnezeu. Nu stați izolați singuri. Pentru că orice oaie izolată și singură este foarte ușor de prins. Puneți-vă împreună cu oameni care îl caută pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl cunosc și umblă cu Dumnezeu. Căutați legătura cu oameni care să vă încurajeze în căutarea asta lui Dumnezeu. Nu rămâneți izolați undeva acasă, într-o viață care este așa cum este, într-o lume care este așa cum este. Lumea în care noi trăim nu ne încurajează să-L căutăm pe Dumnezeu. Aveți nevoie și avem nevoie unii de alții. De asta e important să strângem rândurile și să fim împreună cei care ne dorim lucrul ăsta. Nu toată lumea își dorește. Dar dacă sunt între voi oameni care își doresc lucrul ăsta, atunci faceți un pas înainte și puneți-vă împreună cu oameni care au aceeași dorință, care au aceeași căutare în inima lor după Dumnezeu. Pentru că în felul ăsta putem să mergem mult mai bine înainte decât singuri. Da? Și Biblia tot timpul încurajează lucrul ăsta, să fim împreună și să ținem unul la celălalt. Da? Și de asta se ocupă întâlnirile de joia, care sunt deschise pentru oricine vrea să vină, în dorința de a-L căuta și de a-L găsi pe Dumnezeu. Sper să vă fi trezit un pic de dorință după Dumnezeu în seara asta și de dorință de a-L căuta mai mult și de a vă pune viața în ordine înaintea Lui,
Cu mult drag vă dăruim broșurile astea celor care vă doriți, sau Nou Testament celor care vă doriți, pentru că sunt aici pentru a fi dăruite. Vă doresc o seară bună. Da, deci următorul atelier de dezvoltare personală va fi peste 2 săptămâni, tot sâmbătă, tot în locul acesta. Și tema care va fi data viitoare, mi-am notat-o, și se numește așa: liberul arbitru sau destin. Din perspectivă psihologică, din perspectiva neuroștiinței, a filozofiei și a teologiei. Da? Și vom aborda fiecare aspect de genul ăsta. Și cei care vă doriți, vă recomand să veniți, o să avem un timp fain și data viitoare. Și m-aș bucura să ne putem cunoaște mai bine și să se lege relații mai strânse între noi. Și pentru asta vă aștept cu drag peste 2 săptămâni la atelier, sau joia, cei care puteți și vreți să veniți. Da? Vă doresc o seară frumoasă și mă bucur că am fost împreună. Mulțumesc.